Cel în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioase, Părinte Exarh, preacucernici părinți consilieri, protopopi, preacucernici părinți, preacuvioasă Maică Stareță, preacuvioase Maici, distinți oficialități, iubiți credincioși, un verset din Sfânta Scriptură spune că scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui. De aceea, dacă în lume este întristare mare și jale când o persoană dragă sau o persoană care a stat în ascultare de Dumnezeu trece în veșnicie, ne întristăm fiindcă ne lipsește mângâierea, sfatul și poate numai privirea acelui om. Și am avut mulți astfel de oameni noi în biserică. A fost părintele Cleopa Ilie, părintele Arsenie Boca, părintele Iustin Pârvu și mulți, mulți alții. Însă pentru viața de veci este bucurie mare, fiindcă o nouă persoană, un nou suflet se naște la viața de veci. Dacă în momentul zămislirii omul format din trup și suflet își începe viața între cele 9 luni, între cele mamei și apoi în această lume plină de încercări, ispite și bucurii, în momentul acela când cineva moare, sufletul se desparte de trup. Trupul merge în țărână urmând să se descompună din ceea ce a fost alcătuit la crearea lumii, când Dumnezeu în țărână a făcut trupul omului, iar sufletul merge la judecata lui Dumnezeu. Nu este același lucru însă când moare un păcătos, și stau să mă gândesc, să fac o comparație. Astăzi, regele Irod și Irodiada, precum și mulți alții de acolo, prin osândirea Sfântului Ioan Botezătorul, ei înșiși și-au atras mare osândă din partea lui Dumnezeu. Dacă Sfântul Ioan Botezătorul a plecat în iad, fiindcă până la învierea Mântuitorului niciun suflet nu avea acces în împărăția lui Dumnezeu datorită păcatului protopărinților Adam și Eva din rai. Toți mergeau să sufere în iad și de aceea a venit Hristos. Însă Sfântul Ioan Botezătorul s-a dus în iad ca și înainte mergător al Domnului Hristos, vestind și acolo faptul că vremurile mesianice s-au împlinit. Iar după învierea Mântuitorului a plecat la odihnă veșnică în împărăția lui Dumnezeu, la un loc de frunte, fiindcă a spus Mântuitorul însuși, adevăr vă grez vouă, nu s-a ridicat din femeie nimeni mai mare decât Ioan Botezătorul, care este mai mare decât Sfinții Apostoli, decât toți teologii bisericii. Numai Sfânta Fecioară Maria, care este mai cinstită decât cheruvinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, este mai presus decât Sfântul Ioan Botezătorul. Și acum să inversăm rolurile. Ce s-a întâmplat când a murit Irod? Când a murit Irodiada? Au venit cine? Cei pe care au slujit Duhul desfrânării, Duhul beției, se duc acolo în iad unde aparțineau, fiindcă au făcut în această lume multe păcate și nedreptăți. Iar cea mai mare și strigătoare la cer este osândirea Sfântului Ioan Botezătorul, fără să fie judecat. Pentru ce motiv a meritat să moară? Fiindcă a mustrat-o, l-a mustrat pe regele Irod și pe soția lui, care fusese înainte soția lui Filip, fratele său, și nu era îngăduit să trăiască cu Irod. Însă, fiindcă acesta era rege, a preferat să stea în păcat, dar să trăiască în luxul palatului regal, să se bucure de multe desfătări. Însă Dumnezeu, prin Sfântul Ioan Botezătorul, a mustrat-o. Și în loc să schimbe viața, ea a cerut ca cel care o mustra la porunca lui Dumnezeu să fie omorât. De aceea să fim convinși
Că dacă de multe ori ni se pare și în această viață că un om care moare poate pentru noi a suferit o moarte nedreaptă, însă el se duce la fericire veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Și ce vedem aici? Teologia crucii. Hristos a fost om fără de păcat. El însuși a spus: cine dintre voi mă vădește de păcat? Evreilor. Iar Sfântul Apostol Petru a zis că Mântuitorul n-a săvârșit niciun păcat, n-avea motiv să moară, însă răutatea lumii l-a pironit pe cruce, unde l-a răstignit păcatele noastre, ale întregii omeniri, răscumpărându-ne din robia diavolului și a morții și deschizându-ne calea spre împărăția lui Dumnezeu. Însă, să ne gândim, acum 2000 de ani, după ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost vestit tatălui său, care era preotul Zaharia, în templul din Ierusalim, deci prin viziune de sus, un arhanghel a venit să vestească faptul că soția lui, Elisabeta, care era stearpă și ajunseseră cei doi în vârstă, neavând copii, iată că Dumnezeu a hotărât să le ridice rușinea și un arhanghel vestește faptul că Sfântul Ioan Botezătorul se va naște în familia respectivă, arătând prin aceasta binecuvântarea lui Dumnezeu și rolul său de excepție în istoria mântuirii. Fiți convinși că nu se lăsa Mântuitorul botezat de orice mână, de o mână păcătoasă în râul Iordan, și n-ar fi ales pe oricine să-și aibă de înainte mergător, fiindcă Dumnezeu ne cunoaște pe toți, neexistând la Dumnezeu trecut, prezent și viitor. Dumnezeu vede lumea întreagă și istoria ca pe o carte deschisă și ne cunoaște încă înainte de a ne fi zămislit în pântece. Și de asemenea îi alege pe cei care îi vor sluji încă înainte de a fi zămisliți în pântecele mamei lor. Și atunci Ioan Botezătorul a avut un rol important. Spune Sfântul Apostol Pavel, la un moment dat într-o epistolă sa, că în lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit până la sânge. Iată că Sfântul Ioan Botezătorul s-a împotrivit păcatului, a luptat până când el și-a sfârșit viața într-un mod nedrept și sângeros, tăindu-se capul fără a fi măcar judecat, după ce fusese vreme îndelungată ținut într-una din temnițele regelui Irod. Ce nedreptate cruntă, însă în același timp pentru lumea de dincolo bucurie mare, fiindcă Raindemergătorul a vestit celor din Iad care așteptau de multă vreme venirea Mântuitorului ca a sosit această vreme. În timpul schimbării la față, când Moise și Ilie au apărut în dreapta și în stânga Mântuitorului și cei trei apostoli, Petru, Iacob și Ioan, erau în extaz și au și spus: bine să nu o să fim aici, facem trei colibe, zice Sfântul Evanghelist Luca, sau consemnează un amănunt, că Moise și Ilie vorbeau cu Mântuitorul despre sfârșitul care avea să se întâmple în Ierusalim. Deci anume, fiindcă Moise, care fusese un apropiat al lui Dumnezeu, legiuitorul legii vechi, care stătea cu Dumnezeu vorbă, de vorbă față către față, cum stă un prieten de vorbă cu prietenul său, spune Cartea Sfântă, care văzând pe Dumnezeu, era luminată fața, era strălucitoare, încât se temea evrei și atunci când el venea să le vorbească, își acoperea fața cu un voal. De ce? Fiindcă în Moise se regăsise chipul lui Adam dinaintea păcatului strămoșesc, fiindcă avea un chip strălucitor, care nu era altul decât chipul lui Dumnezeu din el, care este acum la noi umbrit din pricina păcatelor. Și atunci Moise era sătul să stea în ea și să aștepte venirea celui pe care l-a prorocit, fiindcă prima prorocie din Vechiul Testament, Moise a consemnat-o în Cartea Facerii 3:15, când Dumnezeu, lungând
pe Adam și Eva din rai, le-a promis un izbăvitor care va zdrobi capul șarpelui care îi spirise Adam și Eva în rai. Iată, Moise era sătul să sufere neamț și aștepta ca odată Mântuitorul să se jertfească și să libereze pe toți drepții Vechiului Testament de acolo, să intre cu ei în împărăția lui Dumnezeu. Era de față și Ilie și el a fost un foarte mare proroc și aici Moise, mă refer în muntele Tabor, este reprezentantul legii vechi pe care o schimbă Mântuitorul, iar Ilie este reprezentantul prorocilor care au predit lumea pentru venirea lui. Însă Ilie a fost înălțat în car de foc la cer. El nu a murit. Și asemenea lui Enoch este păstrat într-un loc de taină unde va veni în zilele lui Antichrist, fiindcă va fi atunci o rătăcire mare de la credință și e nevoie de doi oameni puternici precum Enoch și Ilie încât să vină să demaște pe Antichrist și să încerce să atragă înapoi la credința cea adevărată pe cei înșelați de Antichrist și de falsele lui minuni. Deci Ilie nu suferă, este pregătit undeva să-și încheie rolul și el, în momentul respectiv, va fi omorât la porunca lui Antichrist. După 3 zile, cu Enoch împreună, vor învia și apoi se vor înălța la cer, spun niște prorocii. Este o zi importantă astăzi, preasmul Sfântul Ioan Botezătorul a tăiat capul lui, însă este deosebită pentru acest loc. Acum 20 de ani s-a început viața monahală la Bic. 20 de ani de stăreție a Maicii Marina, cu eforturi, cu greutăți, cu realizări și în același timp cu mari așteptări din partea lui Dumnezeu, a oamenilor, și cu siguranță cu mare răsplată din partea lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a Sfântului Ioan Botezătorul. Iată, aproape un sfert de veac de activitate, când sălajul, dorindu-și, răvnind să-și aibă mănăstirile care în vremuri de restriște au fost toate pustiite, a început să-și refacă viața monahală la Bic, la Strâmba, la Bălan, având în acest moment 7 mănăstiri și schituri în sălaj și încă o mănăstire care va fi în curând înființată în Zalău, închinată tuturor sfinților. Sfântul Ioan Botezătorul a fost un precursor al monahismului, neavând familie. La fel a fost și Sfântul Proroc Ilie, așa a fost și Domnul Hristos, fiindcă la evrei, întrucât era așteptat Mântuitorul sau Mesia, fiecare familie avea mulți copii în ideea ca unul dintre aceștia sau dintre urmașii lor să fie Mântuitorul lumii sau măcar să joace un rol în istoria mântuirii. Iar Sfântul Ioan Botezătorul nu și-a întemeiat familie, ci s-a retras de la vârsta de 3 ani în pustie, unde a purtat de grijă Dumnezeu, până la 30 de ani când a ieșit să boteze, zicând, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pe Maica Marina o felicit din prerucoviștea, au fost tan frumoși, să mai vină mulți cu binecuvântare, fiindcă dacă să ne uităm prin câte încercări s-a trecut aici în cei 20 de ani, s-au făcut adevărate minuni care arată vrednicia Maicii Starețe și credincioșia dumneavoastră, care a jertfit aici, de unii de la început, alții mai târziu, alții au trecut la Domnul în această perioadă, însă fiți siguri că Dumnezeu, Sfântul Ioan Botezătorul, pe nimeni nu uită, pe toți îi pomenesc, pe toți îi răsplătesc, atât în această viață, cât și în veșnicie. Dorim Maicii Starețe să aibă de acum viață îndelungată cu realizări obște cât mai mare, însă din nefericire, există un fenomen interesant. Românii iubesc biserica, iubesc mănăstire, din număr mare, dar se întorc acasă, nu-și dau copiii să se călugărească. Însă monahii, tot din familia noastră, deseasă, nu din altă parte și atunci
Dacă vedeți un copil care are vocație monahală, nu vă împotriviți acestei chemări de la Dumnezeu, lăsați-l să-și urmeze vocația, fiindcă mulți se pot mântui prin rugăciunile unui călugăr vrednic. Dumnezeu să vă ajute, să binecuvinteze, să vă răsplătească jertfa de a fi aici, să sună atât de mare, întorcându-vă la casele voastre cu binecuvântare. Mai buni, dovedind că ați fost la mănăstire și ați învățat ceva, devenind creștini mai buni. Amin? Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului. Preasfinția voastră, preasfințite părinte, episcop, preacucernici părinți, consilier, preacucernici părinți, protopop, preacucernici părinți, preacupioase, mari și vis credincioși, ce să mai zic, preasfințitul a spus tot ce o trebuit, decât să mulțumim cu toți lui Dumnezeu și noi cei care am rămas pe aici, pe pământ, și cei care s-au dus și s-au jertit alături de noi în acest locaș. Sărbătoarea asta, preasfinția voastră, aseară, când am văzut curtea goală, a zis, vai e noi, ce va fi, că n-a fi lume. Și noaptea, pe când a venit dezlegările, iar s-a umplut curtea. Astăzi, dimineața, e goală curtea. Și acum, când vă văd, îngerii Dumnezeu v-a dus și transmiteți doririle și rugăciunile preasfințitului și a preoților care s-au făcut aici și celor dragi de acasă și tuturor care n-au venit aici. Astăzi, Dumnezeu să ne ajute care o mai fi ani și să-L țină la preasfințitul mulți ani cu sănătate în mijlocul nostru, să ajungă să sfințească și biserica pictată când ne-a venit vreme. Și preacucernicilor părinți și preacuviosului părinte Ițar, vă rog să mă ierte că nu l-am pomenit. Și tuturor credincioșilor să ne bucurăm și de această mare sărbătoare. Și apoi, cum va rândui Dumnezeu cu fiecare în parte, să rămână încă o dată preasfinția voastră și dumneavoastră tuturor vă dorim cei mai scump și sfânt, mântuirea. Благослови. Ой, Господь,